sesiunea iulie de admitere la Universitatea noastră s-a încheiat. La studiile de licență, pe cele 380 de locuri bugetate, au fost 210 candidați. Din aceștia, 206 sunt de la buget și 4 sunt studenți la a doua facultate și urmează studiile cu tax. Este îmbucurător că în față de anul trecut avem un număr mai mare de candidați. Diferă doar uh, structura pe facultăți, dacă la Facultatea de Științe Economice este o creștere a numărului de candidați, la Facultatea de Ingenierie a rămas un număr constant de 40 candidați și un mic regres la Facultatea de Științe Sociale. Dar uh, noi vom continua admiterea și în septembrie, între 14 și 24 septembrie uh, vom avea a doua sesiune, sesiunea de admitere uh, din luna septembrie. La studiile de masterat, pe cele 240 de locuri, au fost 190 de candidați, ceea ce înseamnă că e, pentru sesiunea din toamnă rămân 50 de locuri bugetate. Este îmbucurător, în primul rând, că toți studenții noștri de la studi absolvența studiului de licență din Republica Moldova au continuat studiile la masterat chiar și ai noștri din România au urmat mai departe și sunt programe căutate, de exemplu, evaluarea și expertiza contabilă, administrarea afacerilor, partea de marketing și comunicare, administrație publică europeană, sunt programe căutate în continuare. Ce urmează este perioada de matriculare, începând de astăzi, 28 iulie până în 31 iulie, la fiecare secretariat, de la fiecare facultate se fac în matriculări. De azi dimineață am avut un număr mare de candidați mici care și-au făcut formele de matriculare. Iar după aceea avem o a doua perioadă de matriculare între 7 și 9 septembrie. După această a doua perioadă se reface clasificarea candidaților, dacă este cazul, o translatare de la locurile cu tax la fără taxă și în luna septembrie vom anunța numărul exact de locuri rămase libere.